Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile cripto, astăzi 27 noiembrie 2024. O zi interesantă, o zi în care mulți își pierduseră speranța. Bitcoin a ajuns în zona critică a corecției. În clipa de față pare că vrea să arate că își revine, dar eu zic să așteptăm un pic, să nu ne grăbim cu concluziile, pentru că indicatorii pe daily și pe 12 ore, o să vă arăt imediat, ne arată puțin altfel lucrurile. Așa că piața poate să fie înșelătoare uneori. Sunt optimist, sunt pozitiv, sper să fie un reversal. Ar fi super bine să nu coborâm sub zona de 90.000 de dolari, dar încă este devreme să tragem concluzii și vă arăt imediat de ce. Începem cu CoinMarketCap-ul, unde putem remarca din nou, dacă ieri eram în zona de teamă la 81 cu acest indicator minunat, Fear and Greed, este un indicator social, da? Deci nu are treabă cu grafice, cu TradingView. Dominanța Bitcoin în scădere. Asta este un lucru bun, înseamnă că intră bani și în altcoins. MarketCap-ul, 3.300 de miliarde de dolari, este în creștere. Pardon, volumul într-o ușoară scădere, ușoară n-am, 17%, e destul de interesant această scădere. În ultimele 24 de ore, na, verde la tot pasul, ZEC-ul, ZK-ul 24%, Uniswap-ul 17%, AAV 17%, Lido DAO 11%, Aerodromul 10,45%. Avem mantra OMU, minus 5 la capitolul negativ, Celestia 0,78, în rest nu sunt minusuri. Dar astăzi s-a listat pe Binance Tena. Da. Hai să vedem cum o duce Tena astăzi. Păi ce să vedeți? Dacă până acum multe proiecte nu mergeau extraordinar de bine în ziua listării, se pare că Tena arată foarte bine. Adică s-au listat pe la $1, după care au avut un pump și acum arată, nu, sunt la 3.40. Adică probabil doar cei care au cumpărat la 3.8 sunt pe minus. Pe Binance ei au avut astăzi un volum destul de măricel și Binance-ul stă bine, 160 de miliarde în asset-uri, volum de spot 34 de miliarde. Apropo, dacă nu aveți cont pe Binance, puteți să folosiți linkul meu de afiliat. Bun, hai să vorbim puțin de Bitcoin pe Binance pe o oră. Da, asta am urmărit astăzi. Avem acest canal descendent pe care l-a început în 24, acum 3 zile. Da, ăsta a fost bottom, vârf, bottom, jumătate, bottom, bottom, partea inferioară a canalului. Acum a spart acest canal, dar ce să vezi? Ce să vezi? Suntem fix în zona unde este 200 moving average, da? Asta înseamnă valoarea medie a 200 de ore, care acum puțin timp s-a intersectat cu 100 de ore. Asta înseamnă un dead cross. Bine, e pe o oră, dar în general sunt periculoase acest dead cross. Acum, dacă nu reușește să spargă aici, foarte probabil o ia înapoi. Și cel mai probabil va trebui să ia un suport din nou aici în zonă, da? Să facă un double bottom. Pentru că, dacă vă arăt pe daily, da? Arată așa, hai să-l facem autofit, da? Pe daily e în corecție, da? MACD-ul de bea s-a făcut roșu. Scăpăm noi așa ușor? Hai să zicem. Am avut și aici o corecție de genul ăsta, care a apărut că se termină și că ne revenim, după aia am arătat odată în jos, da? Adică scenarii multe posibile există. Pe 12 ore la fel. Suntem aici, s-a încrucișat ăsta stochastic RSI, beta RSI-ul ne dă un impuls. Ăsta s-a transformat din roșu intens în roșu deschis MACD-ul, ceea ce e un semn bun. Dar repet, asta e zona periculoasă. Aici sunt nisipurile mișcătoare, pentru că, vă repet, pe o oră, dacă ăsta ne respinge aici, e o problemă. Acum ăsta poate să facă un cap and handle, da? Să zic, vine o corecție, formează mânerul și după aia dă în sus cât e ăsta. Dar ușor, ușor. Deci ăsta e primul pas. Trebuie să depășească zona asta de 95.800 de dolari ca să fim bine. Tim Draper este un veteran când vine vorba de cripto, este un investitor de succes. Acum, făcând o paranteză la investitor de succes, pentru toți cei care aveți monede, dacă așteptările sunt
ca niciun proiect să nu dea greș, înseamnă că nu înțelegeți cum funcționează partea de investment. Pentru că dacă ai un portofel cu 10 monede, foarte probabil cel puțin una te va dezamăgi. Pentru cei care sunt cu apetit de risc mediu și mare, dacă ai 10 proiecte, e posibil să te dezamăgească 9 sau chiar 10. E posibil dintr-o 100 de proiecte, 2-3 să-ți bubuie și să-ți facă banii. Dar nu este pentru toată lumea. Investitul de risc este ceva oribil, pentru că foarte mulți oameni rămân fără capital rapid. Acum, domnul Tim Draper se așteaptă ca Bitcoin-ul să atingă $250,000. Ideea este că nu se așteaptă să se întâmple acum, da? El a făcut o predicție că Bitcoin-ul va ajunge la $120,000 până la finalul anului. Cred că această predicție este una destul de corectă și se poate adeveri anul ăsta. Personal, cred probabilitatea asta, nici că suntem departe, adică să zici, mamă, mai sunt 80.000 până acolo. Cum am văzut Doge în titlul unui articol, mi s-au făcut ochii albaștri. Bă, tati, voi știați că Dogecoin-ul este un proiect care înseamnă nimic? Adică e ca și cum o să iau și eu acum eticheta asta, hai să facem fratele lui Dogecoin, Dogecoin Brother, știi? Și ăsta se duce la $50 miliarde market cap. Nu că 50, 58. Și nu că 58. Are market cap-ul mai mare decât îl are Porsche. Deci compania Porsche, care băieții fac mașini de, nu știu, 100 de ani, da? Valorează la bursă mai puțin ca ăștia. Înțelegeți în ce univers trăim? Deci în clipa de față, dacă luați topul din CoinMarketCap, sunt vreo în top 100 cel puțin 10 trăznăi de genul ăsta cu market cap-uri uriașe, cu volume. Și atunci, ce naiba? Suntem cazinouri. Da, e Monaco, Las Vegas, Macao, cam asta este piața asta. Este undeva gen din confortul casei, nu mai e cu păcănele, cu dealer, cu nu știu ce, e self-service, ci? Că la cazino trebuie să te servească unii, să facă cărțile, să nu știu ce, să învârtă ruleta. Aici nu, tati, vii singur, îți pui banii, îți cumperi trăznaia, crește, crește, nu crește, nu crește. Și pericolul e și altul, că atunci când o bubui, da, e efectul de cazino. Gen, cei care sunt cu păcănele, să ridicăm mâna sus, știu, dacă ai prins un aparat, o treabă să-ți dea, gata, s-a luat microbul, zici, păi și dacă data viitoare îmi dă? N-are cum, au trecut 3 dăți de când m-am paradit. De data asta poate îmi dă. Înțelegeți? Cam asta e și la duci. Dragilor, marketoshi.ro este locul unde puteți să găsiți mașini, apartamente, vile, ceasuri, dar și consiliere, da? Pentru momentul în care vreți să faceți achiziții sau să vindeți. Da? Noi avem un parteneriat oficial cu Binance-ul, prin care puteți să cumpărați cu cripto sau putem intermedia vânzările sau cumpărările cu fiat, adică cu ron sau cu euro, depinde de context. Da? Avem lucruri foarte interesante, terenuri de mare valoare, apartamente de mare valoare. Avem apartamente și vile în Qatar, la Doha. Avem apartamente în România, avem apartamente la Dubai și urmează să listăm încă multe sute de proiecte. Așa că marketoshi.ro ne puteți contacta. Urmează în curând și Rentoshi, prima platformă de închirieri crypto-friendly din lume, aș zice eu, dar hai să zicem că din România. Seară frumoasă!